Lumea tehnologică de astăzi este în jurul tău o lume invizibilă a semnalelor electromagnetice și a undelor radio. Wi-Fi sau Wireless Fidelity este responsabil pentru peste 60% din traficul de internet al planetei. Este aparent peste tot, totuși imperceptibil pentru ochiul uman. Dar dacă ai putea să-l vezi, cum ar arăta Wi-Fi și ce ți-ar putea face dacă l-ai putea vedea? Ochii tăi sunt destul de remarcabili și nu spun doar asta pentru a fi drăguț. Poți vedea culori pe o lungime de undă electromagnetică oriunde de la 410 nanometri până la aproximativ 680 de nanometri. Aceasta este ceea ce numim lumină vizibilă, cunoscută și sub denumirea de spectrul vizibil. Ceea ce oamenii pot vedea fără ajutorul unor dispozitive tehnologice fanteziste. Lucruri precum Wi-Fi sunt invizibile pentru ochiul uman. Dar dacă nu ar fi fost, cum ar arăta Wi-Fi? Sunt peste 4 miliarde de persoane care accesează internetul din întreaga lume și implicit sunt o mulțime de semnale Wi-Fi. Dacă le-ai putea vedea, ai arunca o privire în lumea nevăzută a câmpurilor electromagnetice? Wi-Fi se referă la transmiterea și primirea datelor în intervalul GHz. Dacă te-ai trezi într-o zi cu capacitatea de a vedea aceste semnale, vei vedea frecvențe de până la 30 de GHz și lungimi de undă mai mari de 10 mm. Nu este atât de rău, nu? Ei bine, se speculează că undele Wi-Fi sau impulsurile sunt la aproximativ 15 cm între ele. Așadar, imaginați-vă un bombardament de benzi colorate prelundu-vă viziunea și asta este doar în dormitorul tău. Tot ceea ce avem în casele noastre care se bazează pe Wi-Fi și disponibilitatea din ce în ce mai extinsă a semnalului, cum ar fi rețelele publice Wi-Fi din întregul oraș, stimularea vizuală ar fi prea mare. Deci, ce ți s-ar întâmpla dacă începe să vezi Wi-Fi? Ar fi copleșitor, să spun cel mai puțin. Pregătește-te pentru cea mai gravă durere de cap din istoria durerilor de cap. Ar fi de neevitat. Rutorele sau antenele Wi-Fi pot fi atașate la aproape orice, inclusiv copaci, clădiri, stâlpi de lămpi sau alte structuri. Dacă crezi că fuga în pustiu ar funcționa, un router tipic în aer liber poate proiecta semnalul său la 300 de metri sau mai mult de locația sa. Toate aceste rutere vor crea un câmp circular de date în jurul lor. Au existat, de asemenea, afirmații că doar expunerea la câmpuri electromagnetice poate provoca simptome de anxietate, depresie, greață și gânduri de suicid. Așadar, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă le-ați putea vedea. Dacă ați putea vedea aceste semnale, probabil că ați căutat cea mai adâncă peșteră în care să vă ascundeți, pentru a scăpa de barajul constant al luminilor și al freakiness-ului. Dar se poate întâmpla ceva de genul acesta? Ei bine, din punct de vedere tehnic, am putea face acest lucru o realitate, dar nu este ceva ușor care să apară vreodată în mod natural. Este ușor să scoți o pereche de ochelari cu infraroșu, să zicem, dar dacă ai fi rămas în această abilitate pentru totdeauna, ai fi zdrobit de cantitatea copleșitoare de aport vizual. În general, ideea de a putea asista la Wi-Fi în acțiune sună ca o idee foarte mișto, dar ar trebui să o limităm la tehnologia noastră, nu la noi înșine. Din fericire, ochii noștri natural nu sunt capabili să vadă această lume invizibilă și ar trebui să ne considerăm norocoși. Undele electromagnetice pot avea tot felul de rezultate ciudate asupra noastră. Chiar s-a teoretizat că fenomenul este responsabil pentru ceea ce știm ca fantome. Te face să te gândești, nu-i așa? Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept pe viitor!